Proiectul privind înființarea noului pavilion pentru pregătire integrată Neagoe Basarab din cadrul Centrului Multifuncțional de Pregătire Schengen Buzău, inaugurat în prezența ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, s-a confruntat încă de la început cu probleme și situații neprevăzute. Nevoia de a realiza o platformă deosebit de importantă pentru instruirea polițiștilor de frontieră sau a celorlalte structuri de forță din România a plecat din punctul în care specialiștii nu aveau un alt loc unde să desfășoare activități de pregătire. Cum a apărut nevoia modernizării acestui pavilion? Centrul dispunea la sediul din Ploiești de un anfiteatru dotat cu toate facilitățile necesare, limitat însă ca număr de locuri la 90, în vreme ce la sediul din Buzău, cea mai mare încăpere destinată activităților didactice, cu greu putea face loc unui număr de 40 de participanți. În contextul în care eram nevoiți tot mai des să refuzăm solicitări de organizare a unor activități formative, ori convocări profesionale cu un număr mare de participanți, coroborat cu existența unei clădiri aflate într-un stadiu avansat de degradare, a luat naștere obiectivul de investiții, consolidare, modernizare și extindere pavilion, club și bibliotecă. Lucrările la noul imobil din incinta centrului Schengen Buzău au plecat cu stângul, recunoaște directorul instituției. Am început, aș putea spune, cu stângul, înregistrându-se decesul proiectantului general. Am fost nevoit să înlocuim dirigintele de șantier, activitatea fiind asigurată cu personal propriu. Suspendarea lucrărilor din cauza lipsei fondurilor bugetare, timp în care, în special în prima perioadă, factorii de mediu lucrau în absoluta noastră defavoare. Execuția construcției s-a realizat în perioada pandemiei generată de coronavirus și în perioada în care a existat o explozie a prețurilor la materialele de construcție. Noul pavilion a fost înființat pe spațiul în care înainte a funcționat, printre altele, și o sală de mese. Numele neoficial în curte al șantierului a fost acela de casă. Acasă. În concepția noastră se construia o casă. În fiecare dimineață, împreună cu factorii implicați, mergeam pe șantier pentru a vedea ce s-a mai făcut la casă. În mod concret, în acest loc era sala de mese. Cu toate impedimentele ivite, lucrările nu au suferit întârzieri. Proiectarea a fost finalizată în anul 2017, execuția lucrărilor a început în anul 2019, iar lucrarea dată la cheie în octombrie 2022. Pavilionul are o suprafață de aproximativ 2000 de metri pătrați și are o destinație de pregătire profesională, nefiind proiectate spații pentru birouri.